Depresia postnatală. <coughs> care sunt primele semne și cum putem să trecem cu bine peste această perioadă, care de mulți oameni este cumva neglijată, adică subestimată, aș zice, poate? Da, este o problemă reală, din păcate. Uh, un anumit grad de dispoziție depresivă este normal după naștere, pentru că uh, vă dați seama tocmai ai scăpat de, de caruselul ăla de emoții și de frici pe care l-ai trăit în sarcină, în travaliu. Ești foarte obosită pentru că nu ai parte de somn. E, trebuie să ai parte de toate plăcerile de adaptare la lohii, la alăptat, la nedormit. E, e, îți faci griji, te anxietezi că nu vei putea să-ți îngrijești copilul și multe mame care e, sunt poate și la prima naștere și trec pentru prima dată prin chestia asta e, se îngrijorează deja o ca că nimic nu le iese sau persistă după aceste 14 zile și deja relația ta cu persoanele din jur este afectată, relația ta cu bebe este afectată, nu, nu mai reușești să te concentrezi pe ceva, nu ți mai face plăcere o activitate care înainte îți făcea plăcere, atunci femeia a trebuit să caute, să caute la ajutor și să fie sfătuită de cei din jurul ei să caute la de ajutor, de ajutor însemnând chiar și psihoterapie sau chiar medicație psihiatrică, pentru că există unele cazuri în care apar chiar urgențe, gen suicid sau tentativă de a face rău copilului. Deci, cu siguranță, depresia postpartum există și nu trebuie neglijată, nu trebuie desconsiderată și mama trebuie să țină, să țină minte că uh, e normal să se întâmple așa ceva și că va trebui să treacă prin un proces de învățare cum să aibă grijă de copil. Nimeni nu a dobândit toate cunoștințele într-o zi.